Să continuăm această dimineață în ritm de dans, pentru că alături de mine este doamna Victoria Basiul, președinta Federației de Dans Modern și Cheerleading din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit. Bine, acum, dacă e să facem referire la dans modern, probabil fiecare dintre noi este familiarizat deja cu dansul modern. Cel puțin am văzut o competiție, poate nu pe viu, dar din imagini de la televizor. Dar cheerleading-ul, deși îl cunoaștem de peste ocean, în Republica Moldova pare a fi un termen nou sau relativ nou pentru noi. Poate pentru dumneavoastră nu. Este deja prezent la noi în țară? Este prezent. Putem să zicem foarte puțin încă, pentru că abia facem primii pași în acest domeniu. Dar ca să vorbim de cheerleading, multă lume își dă seama că cheerleading-ul este doar ceea ce se face cu acrobații, cu piramide, cu construcțiile astea din persoane, două, exact, trei nivele și așa mai departe. Dar, de fapt, nu este doar așa. Da? Deci cheerleading-ul este o probă sportivă destul de variată. Deci cer curat, da, să spunem, este așa, este cer freestyle. E o, să spunem, o despărțitură a cheerleading-ului cu chestiile astea, cu pompoane, știți? Ok, da. Gen ce vedem în competițiile internaționale, dar acum avem și ceva imagini. Spuneți-ne, ăsta e cheerleading-ul, nu? Da. Deci, din imaginile pe care le vedem. Acum noi vorbim, deci ăsta de fapt și este freestyle, da? Da. Trebuie să fii bine pregătit pentru a face asta. Da, pentru că noi vorbim acum de piramidă sau de unul, deci din două persoane. Deci dacă noi vorbim, mai da, complicate. Deci dacă noi vorbim despre construcțiile astea cu 3, 4, 5 nivele, deja este altceva. Cheerleading-ul presupune și stilistica hip-hop, este cheer hip-hop, este cheer jazz. Deci sunt 6-7 compartimente în Federația Internațională de Cheerleading. Doamna Basiul, vreau să vă întreb, orice dansator poate face asta sau nu? Dansator nu, pentru că cei dansatori care fac și acrobații. Deci aici este cheerleading-ul, asta și presupune. Deci nu poți face doar dans și nu poți fi doar acrobat. Deci trebuie este o îmbinare foarte frumoasă între acrobație și coreografie. Ecuația complicată, pentru că trebuie să fii și elastic, în același timp să ai această, nu știu, perspectivă, sau să încerci, sau să poți să faci deja acrobații, care oricum se învață probabil în timp. Da, se învață în timp și ca să înțelegeți tot ce se face aici, deci în marea parte, după regulamentul internațional, cheer freestyle se face la 132-150 de bătăi per minut, deci se primește cam două mișcări și jumătate într-o secundă. Cum a venit inițiativa de a avea cheerleading în Republica Moldova? Oh, am fost cândva invitată la un campionat european, a fost în Franța, de fapt a fost un pic ceva de mult, vreo 8 ani probabil că au trecut, ne-am făcut cunoștință cu organizația internațională, probabil că este cea mai mare organizație internațională la ziua de azi, ceea ce îmbină dans și acrobație, sunt membri 128 de țări. Noi am participat la campionatul Europei, nu am participat pe echipă, dar duet. Ne-am clasat în finală. Concurența în proba sportivă cheerleading este foarte mare. Deci este unica organizație la nivel mondial care nu se participă cu o denumire de școală de la fiecare țară. Deci fiecare țară reprezintă doar o singură echipă și echipa se numește echipa țării, da? Echipa Moldovei, echipa Franței. Un fel de cupă mondială cum avem acum la fotbal, așa era, da, atunci la dans. Da, deci nu sunt. În organizații internaționale de dans este un fel de cvotă de participare. Deci trei echipe, două echipe, depinde de stilistică, da? Și atunci apar mulți. Dar la cheerleading încă nu sunt 128 de țări. Merg cei mai buni, da. Merg doar cei mai buni și pe ei puțin îi interesează că e școală sau e echipa națională sau se formează din mai multe școli. Deja este la discreția Federației Naționale. Ce-mi place mie la cheerleading și din imaginile pe care le-am văzut este muncă în echipă. Aici fiecare membru contează și de fapt toate aceste elemente trebuie să fie în acea simbioză între toți indivizii care participă în cadrul echipei. Da, deci și dansul modern este la fel, modern la fel, dar au și probe duet, nu au solo, deci în cheerleading nu există solo, sunt duet. Și este o chestie foarte interesantă, pentru că aici ca să îmbini, știți, pierdem toți, câștigăm toți, exact, ne formăm o echipă frumoasă. Sunt niște tehnici psihologice care trebuie să le implementeze neapărat. Avem mulți doritori care își doresc să practice cheerleading-ul? La moment, da. Probabil că peste două săptămâni vom face o conferință mare per Republică ca să încercăm să introducem acest gen de sport tot mai masiv, pentru că, ok, noi știm a dansa foarte bine și am demonstrat asta în ani. Aici e nevoie ca să implicăm foarte mulți acrobați, ca să putem deja și dezvolta cheerleading-ul la nivel de țară. Nu doar câteva școli unde sunt acrobați sau săli dotate, dar să încercăm să facem pe Republică.
La nivel de tehnică este foarte important, probabil, să învățăm elementele pentru acrobație. Da, și aici e nevoie de specialiști, anume specialiști în acrobație, că dansatori avem... Da. Influența de unde vine? De peste ocean? Vă întreb acest lucru pentru că sigur că fiecare dintre noi este obișnuit cu acele producții cinematografice venite din Statele Unite și foarte multe filme arată cheerleading-ul sau competiții. Avem și filme dedicate cheerleading-ului. Probabil sunt și seriale pe acest domeniu. Și mulți tineri, văzând ce se întâmplă acolo, practicând și dansul, probabil și ei sunt inspirați. Vreau să fac și eu asta. Bine, la un alt nivel, sigur, pentru că noi suntem abia în dezvoltare, dar vreau și eu să încerc, să văd dacă pot să o fac. De aici apare această dorință? Da, de aici dorință. Apare și, ok, la campionate mondiale, ultimii ani nu câștigă toate probele americane. Am început să devenim buni, noi europenii și asiaticii, probabil. Asiaticii, da. Dar ei sunt buni la tot, la orice campionat ei sunt vreau buni. Să zic că echipele lor sunt jos pălăria și e ceva foarte interesant. Deci finala campionatului mondial la cheerleading este un show extraordinar. Vreau să vă arăt în continuare o imagine și vreau să vă spun, dacă ar fi să fi avut acest dialog acum o an sau acum 2 ani, această imagine nu ar fi existat pentru că nu aveam noi posibilitatea să ne adunăm într-un număr atât de mare și nici nu aveam posibilitatea să ne bucurăm împreună de dans, muzică și sărbătoare. 20 de ani în ritm de dans. Recent a avut loc și un concert aniversar, pe această cale vă felicit, și mulți, mulți ani înainte, iar această imagine este de la acel concert aniversar. Foarte mulți dansatori, tineri cu toții, talentați, cu aspirații, cu vise și cu dorința de a fi cei mai buni. Oferiți-ne mai multe detalii cum a fost. A fost un spectacol foarte frumos. Am avut vreo 3 luni așa de pregătire intensivă, ca să zicem. Din păcate, nu toate școlile au putut participa la acest spectacol, pentru că federația este mult, mult mai mare decât ceea ce vedem noi în imagine. La spectacol au participat 700 de dansatori. Aproape 700 de dansatori. De toate vârstele. De toate vârstele. Deci noi nu am putut oferi posibilitatea ca fiecare școală să-și prezinte numărul lor. Noi am trebuit să lucrăm în colaje, deci să facem un numere unde să adunăm mai multe școli. Se combine între ei. Da, deci să facem un fel, un bloc, da, o coreografic. Și aici vedeți imagini, am avut un bloc de street dance, deci practic cele mai bune școli a street dance-ului din Republică au fost uniți într-un singur număr coreografic, a fost foarte frumos că a fost undeva 90 la număr. Dar apropo, din ce îmi dau seama, fiecare școală a putut veni cu un număr sau cu un număr combinat cu altă școală? Nu aveau posibilitatea să facă 2-3 dansuri? Nu, un număr aveau doar top 5 școli, rating la 20 de ani. Deci cei care au acumulat ratingul cel mai înalt, top 5 școli, au avut un dans. Au avut un singur dans, da. Restul toți au fost comasați pe numere comune. Din asta înțelegem cât de multe școli sunt, pentru că... Foarte multe, pentru că noi vorbim despre chiar și proba aia belly dance pe care o avem noi. Deci în blocul lor au participat peste 10 școli și au dansat concomitent 70 de fete, cele mai bune belly dance-uri din Republică. A fost foarte frumos. Deci, practic, noi nu am avut în scenă vreun număr coreografic unde să fie 3-4-5 dansatori. Deci a fost totul foarte, foarte masiv. Și vedem și foarte mulți copii, inclusiv mici. Cunoașteți cel mai mic copil, ce vârstă avea în momentul? Cel mai mic avea 5 ani. 5 ani și pentru a ajunge pe scenă sunt sigur că deja practică dansul de 1-2 ani. Așa e, așa e. Pentru că și blocul ăsta de copilași micuți, el a fost tot aici selectat. Da? El a fost foarte mult selectat. Deci aici vedeți o mică parte. Da? În numărul a durat 13 minute și au participat 380 de copii. Au fost 15 intervenții, să spunem așa. Schimbări pe scenă cu diferite costume. A fost, să zicem așa, o povestioară făcut visurile copilăriei de tot genul. Deci dacă vedeți acolo erau și avioane și corăbiuțe și de tot. Și cum noi ne jucăm în nisip cei mai mici și... S-a transmis un mesaj și o poveste prin dans. Apropo, eu am mai sesizat încă un detaliu, pentru că am văzut în urma cu hainelor îmbrăcate, vestimentații ei, pentru că aici nu am avut imagine video, și dans popular, și dans modern, toate stilurile de dans au fost abordate. Da, deci în Federația Internațională a Dansului Modern este o formă competițională, dans popular stilizat. El nu a apărut atât de mult, dar... Eu fiind membru a Prezidiumului Organizației Internaționale și eu și mai multe țări am venit cu propunerea dansul modern se dezvoltă foarte, foarte rapid și evident copiii noștri
vor să fie moderni, vor să fie în tempou și atunci foarte mult decade dansul popular. Dar noi vrem să-l menținem, noi vrem să dezvoltăm ceea ce avem autentic și ceea ce avem noi în țările noastre. Deci noi vorbim despre toți. Să ducem tradiția mai departe. Da, și de-aia am și făcut proba aparte și la campionate mondiale, dansul popular stilizat. Și la concert tot am avut aceste frumoase numere, deci am avut mai multe dansuri populare stilizate, mai multor națiuni. Era frumos. Da, foarte important ca dansul să transmită în continuare mesaj și de la o generație la alta. Sigur, probabil dansul de fiecare dată sau trecând cu fiecare generație sau poate fiecare an vine cu anumite modificări și se va modifica și în timp. E important și noi să ținem pasul. Și vreau să mă întreb, în cadrul acestui concert am avut și cheerleading? Au participat? Noi nu am avut numere de cheerleading, am avut numere care eminau acrobații, dar un număr separat de cheerleading cu echipe, ok, cum ați văzut aici pe video, nu? Dar sperăm la următorul concert aniversar de 25 de ani, deja prezentăm și un cheerleading. Se planifică vreun campionat în cheerleading? Da, în sfârșit de luna ianuarie, ultimul weekend, va fi pentru prima dată organizat la nivel național, campionatul național la cheerleading, evident și dans modern. Deci va fi o preselecție pentru campionatele mondiale și europene. Și cei mai buni dintre cei buni ulterior vor reprezenta Republica Moldova. Da, vor participa la campionate mondiale și europene și deja se vor forma, dacă până în ziua de azi aveam un singur lot național la dansului modern, deci în ianuarie vom forma două loturi naționale, ceea ce ține de cheerleading și de dans modern separat. Foarte tare, abia aștept să vină finalul lunii ianuarie pentru a vedea ce reușesc acești tineri talentați. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă doresc mult succes în continuare. Am venit cu un mic cadou. Mulțumim mult. Voi, așa, să aveți și voi o amintire de la spectacolul nostru aniversar. Cât de elastici sunt acești tineri, mă uitam acum și pe această imagine, dar pentru a deveni atât de elastic, pentru a deveni bun, pentru a reprezenta Republica Moldova, trebuie să începi dansul de la o vârstă fragedă. Bine, și pentru amatori poți să începi la orice vârstă să practici dansul, dar dacă îți dorești să devii poate unul dintre cei mai buni din lume, atunci e multă, multă, multă muncă. Și probabil am zis încă prea puțin făcând referire la muncă. Mulțumesc mult, mult succes în continuare! Mulțumesc de invitație!